Gorjenii vor să dea dovadă de patriotism astăzi când se sărbătorește Ziua Națională a României. Prin urmare, mulți dintre ei au trecut pragul croitoriilor pentru a da comandă de un steag. Croitorii știau de anii trecuți că urmează o perioadă cu multe solicitări și s-au pregătit din timp. Deci ne-am pregătit cu câteva stegulețe, câteva produse pentru copii, pentru adulți. Steagurile sunt de diferite mărimi? Steagurile sunt de diferite mărimi, că sunt persoane care vor să aibă și la întreprinderi, dar și pentru locuințe. Pot face și la comandă un steag? Se pot face și la comandă cine dorește, de dimensiuni mai mari și dimensiuni potrivite pentru orice. Noi deocamdată am făcut așa de început de prezentare. Nu numai steagurile au fost la mare căutare în această perioadă. Și văd expuse câteva căciulițe, da. Pentru copii. Pentru copii și se vând foarte bine în timpul ăsta, între 1 și 30 decembrie, și tineretul și copiii mici. Ca de obicei, reprezentanții instituțiilor publice sunt cei mai fideli clienți ai croitoriilor. De obicei, cine vă trece pragul pentru a cumpăra steaguri? Șef de instituții, oameni obișnuiți? Ne-au trecut pragul și oamenii obișnuiți, dar în general de la primării. Persoanele care sunt în drept să facă, o expunere mult mai frumoasă, o așteptare a unei zile cum sunt acum, devine 1 decembrie. Toți cei care au cumpărat un steag l-au arborat astăzi în semn de respect pentru Ziua Națională a României.